astăzi un proiect la care am lucrat destul timp și care începând de astăzi timp de contract. Este vorba de colaborarea dintre firma noastră de Vigan Technology România și liceul Pușcaș Chivata, grupul școlar. Liceul de acum. Liceul de Pușcaș Chivata din Sfântul Gheorghe. În ceea ce privește clasele de învățământ dual. Respectiv, începând din acest an, vom avea două clase care vor începe în acest sistem de învățământ dual. Clasele a noua și a zecea. Dumneavoastră sunteți aici reprezentanții claselor a noua pentru întâlnirea de deschidere. Să ne cunoaștem, să ne vedeți fabrica și începând de mâine deja să începem colaborarea. Sistemul de învățământ dual, cred că știți ce presupune, foarte pe scurt, presupune colaborarea dintre o firmă și instituția de învățământ în ceea ce privește formarea dumneavoastră ca și elevi. Partea teoretică o veți face în cadrul liceului și partea practică o veți face aici, în unitatea noastră de producție din Sfântul Gheorghe. Este un sistem de învățământ venit și la înființare de câțiva ani de zile, cu primele rezultate în Germania, deci este un sistem german de învățământ și care a dat foarte bune rezultate în vestul Europei. Acum a început să dea rezultate și la înființare. Despre firma noastră, foarte, foarte pe scurt, vreau să vă zic, Trebicarne Tehnologii România face parte din grupul de firme Dr. Bock Industries, suntem specializați în producția de pantaloni. Firma a fost înființată în Germania în 1987 și suntem în România din 1992, când a fost deschisă prima fabrică în localitatea externă, în Târgu Secuiesc. În momentul de față avem 4 unități de producție în România, 2 aici, în Sfântul Gheorghe, unitatea de producție de pantaloni în care ne aflăm acum, peste drum, vis-a-vis în curte, unitatea de tratament a pantalonilor, încă o fabrică de producție la Esterni, care a fost și prima, și încă una la Barăul. De asemenea, avem fabrici de producție de pantaloni în Ucraina, în Bulgaria, în Germania și în Italia. Deci suntem o firmă multinațională. Veți avea șansa să lucrați într-un mediu foarte dinamic, într-un mediu internațional. Avem colegi din Asia, din Sri Lanka, din Vietnam, din Europa, Germania, Italia, Turcia, România, nu știu. Aproape toate țările, avem o echipă tânără, o echipă dinamică și aveți ocazia să învățați foarte, foarte multe lucruri aici. Scopul, până la urmă, acestui proiect este ca dumneavoastră să fiți viitorii profesioniști din domeniul textilelor și noi vă vom da tot ajutorul și tot sprijinul ca acest lucru să se întâmple alături de colegii de la liceu. Vă urez bine ați venit la mine în fabrică și sper că acest program să fie unul de succes, să putem face o astfel de întâlnire și la sfârșitul anului și mai târziu când dumneavoastră veți absolvi școala în care putem consemna și rezultatele acestui proiect. Dau acum cuvântul și domnului director să vă adreseze un bun venit. În primul și primul rând, vă doresc o colaborare cât mai strânsă și cât mai benefică. Deci, ei vor să ofere toate posibilitățile copiilor ca să poată să progreseze în domenii. Deci, condițiile pentru copii, deci fiecare copil primește 200 de lei de la școală, același sumă o să primească și de la firmă, care este legat de prezența copiilor și trebuie să respecte ordinea și care este la fabrică. Deoarece aici lucrează aproximativ 1000 de oameni. Acum eu propun să faceți o mică vizită și părinții să vadă în ce climat o să intră copiii. Vor fi împărțite în două grupe. O grupă o să fie la atelierul școlii pe strada Muncii
și o grupă o să fie aici, între timp o să facem schimb. Deci, copiii vin și aici și jos. Programul o să fie același. Deci, noi vrem să respectăm programul care cere fabrica.